cred că putem să confirmăm cu toții. Acum, apodicite, nu cred că putem să o luăm, dar fără cifre mai intervenți, cum ar fi, cred că... Nu te-ai gândit până acum, de exemplu, cu campania de agricole, știi de la bun început pentru utilaje agricole când e sezonă? Nu, am aflat de la un client care despre asta. Unde există sezonalitate? Că dacă vindem site-uri, s-ar putea asta să mai avem rău. Da. Poate un pic mai ușor vara. Are și asta sezonalitate. De experiența mea a fost că vara a fost vârful. Nu știu, de sezonalitate. Adevărul e că sezonalitatea e complementă. Că a fost faptul e vestibilă. Dar nu din cauza bugetului. Și anul trecut pot să mai zic că a ianuarie a fost o lună record din cauza că o grămadă de clienți au făcut New Year's de zăruși. Anul ăsta am avut de record. Asta, de exemplu, pot să zic și eu pe treabă, la fel. Toată lumea știe că începe cu în februarie, când de fapt începe totul în ianuarie. Nu, e ceva specific pentru pentru mânța noastră. Deci noi luăm aparat de condiționat când sunt 38 de grade. 38 de grade afară, da. Și cauciucuri de iarnă acum, da. E. Când am zis. Hai de pic, să zic, hai de pic. Scuze dacă te-am întrebat. Nici o problemă. Ok, pentru pay-per-click, o idee ar fi să creăm listă de retargeting și în funcție de faza cumpărării, acolo unde sunt cumpărări pe, în care durează mai mult. Dacă, de exemplu, au descărcat un iPaper de la noi, poate targetăm cu alte, cu alte mesaje în reclame. Asta e un fel de schema publicității online, rotițele care o fac să se învârtă. Prima dată trebuie să ajungem la audiența potrivită, cu un mesaj relevant, ceea ce va aduce rezultate și după care vom optimiza și vom repeta. O să vorbim despre acestea în continuare. Audiența pe care o dorim pentru diverse industrie o putem o atinge foarte, foarte bine prin targetările pe care le pun la dispoziție platformele de pay-per-click. Am pus aici două imagini, le recunoașteți? De unde le-am luat? Bineînțeles. Ok, prima este din Facebook Ads. De câteva zile arată, a introdus lucrul acesta. Vedem acolo businesses and, business and industry. Așadar, putem să targetăm după industrie. Nu e ca pe LinkedIn exact industria în care lucrează, ci industria de care sunt interesați. Trebuie să ținem cont și de lucrul acesta. Cam ce urmăresc ei pe Facebook. Iar în dreapta avem chiar LinkedIn, unde putem lua exact după industria în care lucrează fiecare, ce nivel de job are și alte tachete dintre astea interesante. Aș detalia un pic partea de Facebook Ads, pentru că are foarte multe opțiuni de targetare. Aș zice că targetările astea pe care le oferă fac din Facebook Ads diferit și mai bun decât alte rețele de publicitate. Publicitatea pe Facebook Ads este mai puternică pentru că o targetăm mai bine. Avem demograficele, pe care pe lângă localitate, sex, vârstă, avem și aici job-ul, deși mai puțină lume își trece job-ul pe Facebook, nu chiar o variantă la nivel, la momentul acesta. Interesant de cum multinaționale unde care... Da, am targetat multinaționale și apărat destul de puțin. Mai mult decât în celălalt de business. Da, aici totuși apărea pe zonă. Avem apoi o grămadă de interese și activități ale persoanelor. Facebook știe lucrurile astea foarte bine despre fiecare dintre noi, în funcție de activitățile pe care le avem pe Facebook. Am văzut și eu că mă targetează destul de bine pe câteva domenii. Sunt acele connections, să targetăm doar fanii paginii sau doar pe cei care nu sunt în fanii, în funcție de obiectivul pe care îl avem la acel moment. Aici aș sugera să folosiți nu doar targetarea în funcție de fanii paginii voastre, ci și în funcție de alte pagini din grup. De regulă, într-un grup de firme, poate sunt mai multe pagini. Și poate la un moment dat se intersectează și aveți nevoile de... Urmează custom audiences.
care sunt acele liste de utilizatori pe care le avem noi de obicei din offline. De exemplu, liste de e-mail-uri. Putem să targetăm în felul ăsta, de exemplu, potențiali clienți, nu, clienți actuali, de exemplu, pe lista din CRM. O încărcăm în Facebook și putem să targetăm doar pe ei sau actualele lead-uri, sau invers, putem să excludem pe aceștia. Lângă custom audiences are și lookalike audiences, care sunt un fel de similar audiences din AdWords. Și să nu uităm de retargeting, care, spre deosebire de celelalte opțiuni de targetare de mai sus, nu există în interfața de Facebook Ads. Dar îl putem face prin niște tool-uri terțe. Sigur, cel mai puternic este când targetăm toate aceste, sau mai multe dintre aceste opțiuni de targetare. De exemplu, putem să alegem persoane interesate de o anumită industrie din București și între anumite vârste. Este foarte important landing page-ul. Asta e un domeniu cu totul diferit și are necesită o mulțime de informații și de experiență. Dar cei de la Wider Funeral au făcut această schemă în care au simplificat, așa, au pus cam totul pe un desen. Și recomandă ei ca mesajul pe care îl transmitem prin intermediul landing page-ului să fie relevant. Din pay-per-click, de regulă știm asta, că landing page-urile trebuie să fie relevante pentru reclama pe care utilizatorii au dat click. Trebuie să fie, de asemenea, clar. Aceste două lucruri, se vede, trag în sus landing page-ul și rezultatele, sunt alte două lucruri care îl trag în jos, anxietatea și distragerea atențiilor. Când pe un landing page sunt prea multe acțiuni, cel mai probabil nu o să ajungă să facă acțiunea care ne interesează cel mai mult. De asta ar trebui să fie un landing page pentru un scop sau un scop principal. Dacă le arătăm și diverse comparații, dacă lucruri s-ar putea să-i distragem de la cumpărare. Și toate lucrurile astea sunt așa, primesc combustibil de la spiritul de urgență. Mesaje de genul descarcă acum oferta, dau acest spirit de urgență sau prinde oferta acum, la fel de Black Friday, știm că tocmai asta se întâmplă, faptul că ține foarte puțin face să fie atunci multe cumpărături. Dacă s-ar întinde poate pe toată luna, nu ar mai fi inclusiv de mașină. Da. Cei de la Wider Funeral au și o carte, CEO-ul lor are și o carte pe tema asta în care detaliază fiecare lucru de aici în câte un capitol. Câteva lucruri legate de landing page-urile pentru business to business. De regulă au nevoie de mult conținut de calitate, articole, white papers, te rog. Revenim la întrebarea lui Iulian, ținem lucrurile cât mai simple pe landing page-ul respectiv sau detaliem cât de mult posibil? Aici trebuie testat exact ce merge pentru tine. Da, aici ați dat cu feedback de mația, dar dacă ce știi tu până acum? Simplu, ajutăm cu X, Y, Z și formular? Sau te ajutăm cu X, Y, Z, formularul și apoi mai mulți informații? De obicei, în majoritatea cazurilor, mai simplu e mai bine. Ai zice că în business to business nu e neapărat așa. Oamenii vor acolo o mulțime de argumente. Tot vorbeam acum de conținut. Chiar dacă ia decizia cineva dintr-o firmă să cumpere, el vrea niște argumente, poate și el va fi întrebat și de alții de acolo. Și trebuie să fie niște informații, ceva mai multe în business to business decât în rest. Testimoniale și lucruri de genul acesta, s-a vorbit înainte de persoanele care gândesc rațional. Social media, din nou, poate face diferența, cum spunea și Radu.
Cred că este foarte important și portofoliul de clienți, că așa majoritatea spun că sunt cei mai buni, cei mai mari. Dar aș vrea și să văd pentru cine au lucrat, eventual și ce au făcut pentru aceia. Ce facem în situația în care n-ai cum să zici cine sunt clienții tăi? Niciun? Efectiv ai semnat niște contacte de confidențiale, deși mai... Le zic voi. Suferi, nu sunt zic. Dar suferi. Nu întreb, că de curiozitate. Eu am semnat din măcar în somn, nu cred că am voie să vorbesc despre ei, dar... De ce în unele cazuri li se cere voie să apară punctuală pe anumite materiale. Și unii vor fi încântați, maestro. Da, corect. Dar sunt unii clienți care preferă să nu apară... Da, nu pot fi puși toți, corect. Dar unde se poate, e o informație care ar fi bine să fie oferită. Unii oferă și testimoniale chiar. Da. La fel, pentru partea aceasta națională, certificări, premii, dar să poată fi verificabile, să preferabil să fie auzit lumea de acele certificări și așa mai departe. Iarăși un sfat, încercați, am spus un pic și înainte, încercați să optimizați landing page-ul pentru un singur obiectiv. Altfel o să fie greu și de evalua rezultatele și plus că vor fi distrași vizitatorii. Spuneam că este foarte important să testăm mai multe variante de site-uri. Faceți acest lucru cu un soft de specialitate. Am pus aici câteva variante mai cunoscute. Am pus eu 5, dar sunt foarte multe dacă veți căuta pe Google. Le-aș împărți eu softurile astea în două categorii. Sunt cele care creează chiar ele diverse variante de pagini, cum sunt acestea, de exemplu, Visual Website Optimizer, cum îi spune și numele, creezi chiar din el vizual, nu trebuie să... Avem și pe marketizatorul, nu? Mai e o aplicație care face cam același lucru. Da. Are și Google Analytics, chiar această funcție, dar pentru el trebuie să avem deja variantele de pagini create și puse sus și ar trebui decât să-i dăm URL-urile pe care să le testeze. E important să folosiți aceste softuri pentru că ele vor avea grijă să existe relevanță statistică pentru site-uri, să fie o distribuire uniformă a grupurilor de vizitatori între variante și așa mai departe. Din nou, obiectivele trebuie să fie foarte clare. Dacă nu sunt obiective clare de la început, după aceea în film cineva o să zică pagina asta a convertit cel mai mult, da, dar asta a avut cel mai bun bounce rate, da, dar asta a avut cel mai bun timp în site și așa mai departe. Și trebuie să știm ce urmărim dinainte de a începe testul. Sau da, altă pagină a avut mai mulți, a avut asta în newsletter, dar n-a avut conversii și tot așa. Cu ce începem prioritizarea testelor, mai ales la site-uri mari, cu multe pagini. Bine ar fi să începem să testăm acele elemente care pot face diferența și care pot aduce mai mulți bani, să spunem direct. Dacă testăm ceva neimportant, nu știu, un footer, s-ar putea să nu avem rezultatele scontate și să nu... să observăm destul rajați de la mai face teste. Făcând aceste testări și de pagini, dar și de reclame separat în pay-per-click, o să vedem ce caută lumea, o să vedem ce merge cel mai bine, la ce răspund cel mai bine oamenii și lucrurile pe care le aflăm putem să le folosim în general în marketing sau chiar în general în business. Deci nu este vorba numai despre aceste conversii online. Asta e un ideal să ajungem acolo. Dau un alt exemplu de tool, cele dinainte erau de creat teste, de testa mai multe variante ale aceleași pagini. Acesta vine și personalizează paginile cu un mesaj punctual. Am dat aici un exemplu, se poate pune overlay sau se poate pune deasupra paginii, pot să fie cele care vin în mijloc, pot să fie cele care vin în colț, în dreapta jos, poate fi acea bandă de sus, au mai multe widget-uri predefinite.
dintre care putem alege. Putem personaliza absolut totul la ele. Culori, imaginea, textura background-ului. Putem să le testăm și pe acestea. Deci să facem una de testing dintre aceste widget-uri. Să testăm cu două mesaje, de exemplu. Două mesaje diferite în același timp. Din nou se va ocupa el să le servească în paralel. Avem opțiuni cui să-i apară aceste widget-uri. Ceva similar cu retargeting-ul din pay-per-click. Putem numai vizitatorilor noi sau invers, numai vizitatorilor care se întorc sau numai vizitatorilor care au văzut un anumit număr de pagini și așa mai departe. Vreți să spui ceva? Nu vedeam un marketizator, chiar nu vedeam un marketizator, că e o soluție autohtonă și mă gândeam că face și lucrul ăsta. Cred că și asta e. Da? E românească? Da, dar oricum e mai mult în afară. Se poate face chiar chat live cu vizitatorii. De ce mă refer la acest tool? Probabil că sunt foarte multe asemănătoare. Acesta este foarte accesibil. Atât ca instalare, este foarte simplu. Se pune un simplu cod care face apoi toate lucrurile. Cât și ca preț. Începe de la 5 dolari, se plătește doar de câte ori sunt folosite efectiv acele tool-uri. Deci la un fel de lead, să zicem. Sigur, acum depinde de fiecare la ce le folosește. Și în același buget, el are și o soluție de analytics care știe și... E în același tool. Știe inclusiv segmentare, știe să măsoare conversii. Nu este de înlocuit Google Analytics, dar e bine să avem un benchmark. Am întâlnit la diversi clienți, au avut zile în care din diverse ori nu le-a mers Google Analytics, de exemplu. Bacul de programare. Da, mai fac schimbări și se schimbă site-ul și așa mai departe. E bine să mai fie ceva un backup. De asemenea, de curând am introdus și heatmaps. Deci, destul de multe tool-uri într-unul singur, să zic așa. Și, repet, se instalează foarte simplu. Cred că e foarte bun pentru agenții de pay-per-click, care, cel puțin unele, nu au resurse care să schimbe așa foarte des mesajele în landing page-urile clienților. Și atunci se pune tool-ul ăsta și dintr-o interfață simplă se schimbă mesajele de poștă. Pe acesta eu l-am testat, repet, sunt mai multe. Ajungem la analiza rezultatelor pentru aceste lead-uri obținute. Cum facem asta? Având în vedere că, de obicei, în acest domeniu, oamenii intră de mai multe ori pe site până să convertească, trebuie să ne uităm la atribuirea conversiilor din Analytics. Știți că este acel grup de rapoarte, cred că s-a mai vorbit pe aici despre ele, cred că au fost prezentări chiar despre speciale pe asta. Ce scuze, bătaie. Ok. E important și înainte să folosim acest tool de atribuire a conversiilor, să știm cum să-l folosim, să știm pe cât timp înapoi explain să se uite la conversii. Pentru asta am făcut-o din Analytics, vedem cam cât timp trece de obicei de la prima vizită până la conversie, pentru majoritatea vizitelor. Vedem că sunt 40-50 de zile și la fel setăm și la partele de Attribution Modeling. Contează și modelul de atribuire ales. Google Analytics oferă destul de multe. Multe dintre ele nu sunt chiar ok, dar aici chiar își diferă de la business la business. Ai vreo sugestie vis-a-vis de business? Care modelul de atribuire s-ar aplica pentru care tip de business? Ai vreo teorie vis-a-vis de chestia asta? De exemplu, pentru servicii de SEO sau pentru care crezi că ar fi cel mai bun model de atribuire? Foarte interesant este cel cu timpul până la conversie. Asta mi se pare foarte interesant. Cum? Scuze-mă. Timpul până la conversie. Cu cât e mai aproape de conversie, se mai trebuie mai mult din valoarea veniturilor. Deci în funcție de curba de achiziție, practic, spui tu, nu?
Adică în funcție da. De lungimea. Există un model predefinit acolo în Google Analytics. Cu cât canalul a dus o vizită mai aproape de conversie, se acordă mai mult din banii din acea conversie. Care și acesta poate fi mai mult personalizat și mai pot pune niște condiții ca să corespundă fiecărui business. Cum sunt cu tine? Cam atât am putut să vă spun în seara asta. Vă mulțumesc, dacă vreți intra și în urmă. Dacă sunt întrebări pentru Gabi, dintre uneltele care poți folosi Heatmaps, care ți s-a părut cea mai ok, ca și preț, ca și eficiență, în rezultat? Unealta accesibilă și cu o interfață așa, destul de, sau foarte simplă, Crazy Egg, exact s-a spus aici în sală. Crazy Egg. Da. Toate știu, sau cât? În ce proporție folosești? Păi, nu are sens pe toate, că unele erau cumva și în paralel. E suficient să, ai, să folosești unul de A/B testing, să zicem. Da, da. Sunt receptivi? Dacă le propunem, sunt receptivi de obicei. Și acestea și altele sunt și tool-uri care mai spre usability, de exemplu. Sunt și clienți mai mari, cu echipe mari de programare, care pot să-și facă ei propriile widget-uri și așa mai departe. Și nu au nevoie de un astfel de tool. Deci există rege. Există. Da? Dintre tool-urile de optimiste, epitesnic, scuză-mă, în condiții în care ai resursele să construiești pentru deci nu sunt neapărat o problemă, pe care l-ai recomandat? Deci, vă aveți pe care toți faci singurile în pejurile. Nu, cum ați spus, pe care nu, dar cred că vreau să testezi, două ceva da? Da. Dacă tot îți faci, faci câte vrei tu, faci singurul lucru, iei pagina A, schimb butonul, facem verde, pagina 2, facem un lucru 3 și așa mai departe, în momentul ce le faci singur, nu? Păi da, dar întrebarea era, care tool de A/B care să-mi ofere rezultatele? Asta se zice, nu vă rezultate de Google Analytics face asta și zice că au ei un algoritm statistic în spate ca să ofere chiar mai repede decât alții rezultatele. Că văd din start ce, ce variante merge mai bine și atunci o să înveți că ai mai mult, că și marte stau mai mult. Acum de văzut unii clienți, după aceea întreabă, dar de ce nu le-a servit fix, egal, pe toate? De ce e diferența asta mai 70% și alta 30%? Deci unii au o problemă cu algoritmul ăsta din Google Analytics. Deci recomandarea este? Să zicem Google Analytics. Ar fi bine să, să testez două, trei, să vezi cu care te împăși mai bine. Da? Poate nu am fost eu atent. Care ar fi un top 3 al uneltelor folosite de tine? Dacă ai, ai putea alege top 3. Toate felurile de unelte? Păi aș alege una de Heatmaps, de exemplu, Crazy Egg. Da. Aș alege una de A/B testing și una de personalizare din page-uri, dacă e client mic, acel lead converter. Răspund că Analytics are deja toată lumea. Nu am mai spus. Bine, mulțumesc!